sunt deciși să meargă până la capăt, chiar dacă asta înseamnă că vor boicota până și desfășurarea bacalauratului. Vorbim despre sindicaliștii din învățământ care joi vor organiza grevă generală de o zi, ceea ce înseamnă că elevii și profesorii deopotrivă vor sta acasă. Deși a doua probă a bacalaureatului de evaluare a competențelor digitale este în plină desfășurare, joi aceasta va fi întreruptă de greva generală a profesorilor. Din datele centralizate de Sindicatul Liber din Învățământ, filiala Bacău, peste 90% din dascălii din municipiu vor intra în grevă, ceea ce înseamnă că elevii stau acasă și școlile sunt închise. Pentru ziua de joi, toate unitățile de învățământ care au aderat la forma aceasta de protest, la grevă, așa, vor închide școlile. Dacă și numai în condițiile în care se realizează cvorumul la nivel de județ. Cvorumul înseamnă peste 55%, 60% din total membrii de sindicat. În aceste condiții, copiii vor sta acasă, elevii vor sta acasă și toți salariații din învățământul județului Bacău vor intra în grevă. Aceasta este primul pas care demonstrează hotărârea salariaților din învățământ. Excepție de la regulă vor face profesorii din învățământul special și grădinițele cu program prelungit în care părinții vor solicita prezența educatorilor. Singura șansă ca greva să nu fie declanșată este să nu fie întrunit cvorumul necesar, adică peste 50% din profesorii membri de sindicat.